În această săptămână din august, aspectele astrologice vor aduce atât provocări, cât și oportunități semnificative pentru toate semnele zodiacale. Vineri, cuadratura intensă dintre Marte și Saturn va genera tensiuni și presiuni, mai ales pentru berbeci, scorpion și capricorni, care vor simți o responsabilitate sporită, aceasta va fi urmată de o cuadratură tensionată între Mercur și Uranus, sâmbătă, care va duce idei nepractice, impulsivitate și riscuri în diverse domenii. Aceste influențe astrale necesită o abordare prudentă și atentă pentru a naviga cu succes prin săptămână. Berbec Săptămâna va aduce pentru Berbec o mulțime de experiențe legate de sfera romantică. Multe dintre ele vor fi foarte plăcute, asociate cu noi relații romantice sau cunoștințe, dar o parte te va supăra în continuare poate în legătura cu relațiile din trecut sau cu foștii fani, cu toate acestea, un număr mare de griji, sarcini profesionale și comunicări nu vă vor permite să vă scufundați în emoții pentru o lungă perioadă de timp, sănătatea va fi destul de stabilă, dar numai dacă ai o alimentație și un somn bun, iar activitatea fizică moderată va beneficia, în primul rând, aspectul tău. Componenta financiară a vieții va încânta pe berbeci cu noi perspective de creștere a veniturilor. Taur. Pentru Taur, aproape toată săptămâna va avea succes atât din punct de vedere al muncii, cât și din punct de vedere al veniturilor. Ei vor lucra cu conștiință, vor dedica timp hobby-urilor lor, se vor ocupa de treburile curente, se vor întâlni cu prietenii și vor interacționa activ cu partenerii dar în weekend pot apărea unele întreruperi sau dificultăți asociate, în primul rând, cu proprietăți sau finanțe comune. Aici pot ieși în prim plan situații conflictuale cu partenerii în legătura cu distribuirea profitului și asigurări. Sănătatea taurului se poate deteriora ușor în weekend, în principal din cauza stresului la locul de muncă. Comunicarea cu prietenii și partenerii vă va ajuta să vă îmbunătățiți bunăstarea. Gemeni. Gemenii vor fi activi social și mobili aproape toată săptămâna, mișcându-se mult, călătorind și participând de la evenimente, ei se vor simți confortabil în orice societate, vor putea să-și promoveze cu succes propriile idei, să le folosească pe celele altora și, de asemenea, să găsească oameni sau parteneri care au aceleași gânduri pentru proiecte viitoare. Finanțele promite de asemenea să crească, ceea ce vă va permite să cumpărați o proprietate planificată de mult și să vă actualizați garderoba. Sfera romantică va fi activă pentru cei care sunt în proces de construire a relațiilor, partenerii vor încânta pe gemenii cu surprize sau cadouri neașteptate. Ar trebui să fii atentă la sănătatea ta în a doua jumătate a săptămânii? când există riscuri de îmbolnăvire bruscă sau exacerbări ale problemelor cronice. RAC Racii sunt sfăduiți să rezolve toate problemele financiare înainte de vineri inclusiv, nu numai veniturile, ci și cheltuielile. Ar trebui eliminate complet orice cheltuieli sau investiții în weekend, precum și călătorile pe distanțe lungi, vizitele la evenimente publice și locurile aglomerate. Cel mai bine este să planificați comunicarea cu rudele și prietenii miercuri-joi, iar întâlnirile în sine ar trebui organizate pe un teritoriu neutru. Cei care lucrează în organizații mari se pot aștepta să realizeze unele ambiții de carieră, promovări sau să primească un statut special la locul de muncă. În sfera romantică, racii vor avea tendința de a da dovadă de determinare și perseverență ceea ce va duce rezultate destul de bune în viitorul apropiat. Leu, în prima jumătate a săptămânii, leii vor construi cu succes comunicări în sfera profesională, ceea ce va duce la realizări serioase. Mulți vor încerca rolul de diplomați și conciliatori și vor putea găsi compromisuri în situații dificile. Acest lucru vă va ajuta să vă îmbunătățiți reputația în anumite cercuri, iar ofertele pentru schimbarea locului de muncă, a postului sau a promovării nu vor întârzia să apară. Oamenii de afaceri sunt sfăduiți să rezolve toate problemele financiare înainte de vineri și să evite orice cheltuieli în weekend. Weekendul în sine ar trebui petrecut acasă, înconjurate de familie sau rude, limitând comunicarea cu societatea. De asemenea, Participarea la evenimente publice în acest moment nu va fi benefică. Este mai bine să acordați atenție sănătății dumneavoastră și prevenirii bolilor cronice. Fecioară Fecioarele trebuie să întocmească o listă de lucruri de făcută luni, evidențind cele mai importante și semnificative sarcini din aceasta. Mulți vor fi inclinați să fie împrăștiați despre flacuri, blocându-se pe sarcini secundare, în detrimentul intențiilor lor principale. Prima jumătate a săptămânii merită să lucrezi cu numere, documente și să rezolvi problemele legale, deoarece o oarecare deteriorare a bunăstării în weekend, precum și distragerea și nervozitatea, vor provoca greșeli și gafe. Este recomandat să vă dedicați a doua jumătate a săptămânii sănătății, comunicării cu prietenii, plimbărilor în natură și facerii de noi planuri pentru viitor. Situația financiară a fecioarei va rămâne aceeași, dar perspectivele emergente de îmbunătățire vor fi destul de fezabile în viitorul apropiat. Balanță. Pentru balanță, cea mai mare parte a săptămânii va fi prosperă și productivă, mulți se vor simți în centrul atenției, iar sănătatea bună le va permite să ducă un stil de viață foarte activ inclusiv participarea la evenimente, practicarea sporturilor, călătoriile și excursiile. Sentimentul intern de fericire va dura până în weekend, ceea ce va duce o oarecare anxietate și deteriorarea stării de bine. Cu toate acestea, cu ajutorul prietenilor, balanța va putea să neutralizeze emoțiile negative, iar odihna și a face lucruri preferate le vor ajuta să-și îmbunătățească sănătatea. Situația financiară va fi stabilă, iar sfera romantică promite noi cunoștințe promițătoare pentru cei care nu sunt încă într-o relație serioasă. Părinții Balanță vor avea un motiv să fie mândri de copiilor, care vor demonstra realizări semnificative și succes educațional. Scorpion. Scorpionii vor simți instabilitate emoțională și vor avea dificultăți în a reține manifestările emoțiilor lor. Cu toate acestea, unele aspecte pozitive sunt vizibile pentru cei care sunt angajați în profesii creative. Succesul, popularitatea și mare apreciere din partea societății sunt probabil aici. Situația financiară promite să se îmbunătățească semnificativ. În afaceri, este mai bine să evitați responsabilitatea suplimentară în această perioadă. De asemenea, nu ar trebui să faceți promisiuni sau să vă grăbiți să ajutați și nu contează dacă este vorba despre străini sau prieteni. Ulterior, acest ajutor nu va fi apreciat, iar relațiile cu oamenii se pot deteriora pentru o perioadă destul de lungă. Recomandări pentru weekend, nu conduceți, nu participați la evenimente de masă și locuri aglomerate și, de asemenea, excludeți dulciurile și alcoolul din alimentație. Sfera romantică a scorpionilor va fi plină de evenimente, dar nu toate vor aduce satisfacție și pozitivitate. Săgetător Până la jumătatea săptămânii, săgetătorii se vor găsi în centrul atenției și vor simți un val de forță și energie. O bună dispoziție va fi adăugată de perspectivele din sfera financiară și profesională, precum și de noi oportunități de autorealizare. Călătoriile și excursiile planificate pentru această perioadă promis să aibă succes, deși nu în toate cazurile vor decurge conform unui plan prestabilit, părinții săgetători vor trebui să se ocupe activ de treburile copiilor lor în weekend și să dedice mult timp treburilor casnice, sfera romantică va dispărea în fundal pentru majoritatea, iar interesele se vor muta către evenimente de importanță globală, care le vor ocupa aproape tot timpul liber și vor deveni subiecte de discuție cu prietenii din cercul lor imediat, Capricorn. Capricornii vor avea o săptămână destul de dificilă legată de emoțiile la locul de muncă și în afaceri, mulți vor fi neobișnui de iute și predispuși la furie, ceea ce poate provoca conflicte cu colegii și angajații și cu conducerea. O opțiune bună pentru sublimarea negativității ar fi sportul sau hobby-urile preferate. În acest caz, Capricornii vor putea evita multe probleme și apariția nedoritorilor în mediul lor. Este recomandat să petreceți weekendul în natură, lângă corpuri de apă. Acest lucru va echilibra simțurile și va aduce pace. Situația financiară a Capricornilor promite să fie stabilă iar sănătatea lor este destul de bună. Dacă nu este absolut necesar, reprezentanții acestui semn de pământ nu ar trebui să conducă o mașină în weekend. Vărsător Vărsătorii vor fi într-o stare plină de resurse pentru cea mai mare parte a săptămânii. Deosebită de succes vor fi cei care sunt implicați în știință, politică, proiecte sociale și sectorul literalizări foarte serioase, popularitate faimă, precum și perspective financiare semnificative sunt posibile aici. Vărsătorii vor fi excelenți în a naviga în fluxul de informații, atrage concluziile corecte și vor putea folosi unele informații pentru a-și promova propriile idei sau interese. Situația ta financiară se va îmbunătăți, dar sănătatea ta va rămâne la nivelul perioadei precedente. În sfera romantică, Schimbări pozitive sunt planificate pentru cei care visează de multe la o relație serioasă. Pești. Principala problemă pentru pești pot fi acțiunile influențate de emoții. Aceasta din urmă va și literalmente aproape întreaga parte de lucru a săptămânii. Reprezentanții semnului vor intra în conflict cu angajații sau colegii și vor face pretenții conducerii. Oamenii de afaceri se pot certa cu partenerilor de afaceri din motive exagerate și va fi destul de dificil să restabiliți relațiile. Cu toate acestea, potențialul energetic ridicat îi va ajuta să obține succes în afacerile profesionale și să-și îmbunătățească situația financiară în prima jumătate a săptămânii. Vineri? Peștii vor începe să experimenteze o scădere a energiei și vor intra în modul de economisire a resurselor emoționale. În weekend, ar trebui să planificați întâlniri cu prietenii, comunicarea vă va îmbunătăți starea de spirit și bunăstarea. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!